Cumva îmi doresc, da, evident că e o intenție acolo, asta de imposibilitate de a comunica cu copilul tău și cu schimbarea asta de rol între a fi profesor și a avea impresia că de fapt ai un control și ai o comunicare cu elevii tăi și de fapt nu tu ești de la vinovat pentru lipsa de comunicare cu propriul copil, ci el este vinovat. Și asta e un lucru pe care am dorit cumva să fie acolo. Vina asta pe care o dăm pentru copii, pentru incapacitatea noastră, de fapt, de a asculta ca părinți. Eu sunt... Eu am făcut acest film. M-am apucat de proiectul ăsta foarte aproape după ce am devenit mamă. Cumva, în momentul în care fiica mea a intrat la grădiniță, am reușit să am timp să fac... să mă ocup așa și să fac un scenariu și... Mi-am dorit foarte mult să fiu un pic mai trează decât au fost părinții mei. Și mi-am dorit foarte mult ca relația mea cu fiica mea să nu aibă aceeași structură pe care am văzut-o eu. Și atunci am ales să mă uit înapoi, dar așa cu o sinceritate de asta care să-mi permită și o asumare. Pentru că privim înapoi, adică eu cel puțin m-am surprins privind înapoi, ori idealizând, oricum. Nu era adevărul acolo. Ori mă judecam foarte dur și nu mă era foarte critică la adresa mea. Și atunci m-am dorit să nu fiu un părinte de ăsta care să dau vreodată vina pe copilul meu pentru lucrurile pe care nu reușesc eu să le înțeleg. Și totodată, în postura de părinte, ai și lipsa asta de ajutor, că ești neajutorat de cele mai multe ori în fața unor astfel de chestii, pentru că și ei sunt niște adulți. De fapt, la vârstele astea, deja te aștepți ca toată educația pe care o dai să aibă acolo un cuvânt de spus, dar nu este neapărat un lucru real, pentru că acolo sunt niște scindări de astea între ceea ce crezi că știi și ceea ce crezi că poți și maturitatea pe care consider că ai căpătat-o, care de fapt nu este niciun fel îndeplinătate. De aia avem și chestia asta, nu? Cu majoratul, faptul că nu poți să votezi până la o anumită vârstă, că e ilegal să faci sex cu minori, pentru că, de fapt, nu există o maturitate emoțională acolo și nu există o maturitate a asumării unor astfel de lucruri. Dar e o vârstă atât de aproape de o vârstă legitimă a maturității, încât de cele mai multe ori e așa... e foarte complicat. Da, acolo, m-a intrigat personajul din acel lucrător social sau acel el, care cumva și-a depășit condiția de lucrător social și a venit în ajutorul acestui tânăr. Își dădea seama de formularea de limbaj de lemn, pardon, de limbaj de lemn. Și da, ați dezvoltat destul de mult personajul ăla, dar până la urmă nu prea am înțeles care e simbolistica lui sau care e esența lui sau rolul lui în toată chestia asta, pentru că el, cumva depășindu-și condiția profesională, nu prea a reușit mare lucru. Mersi. Așa, ca să încep de la începutul, personajul a intrat după o chestie reală, după un lucru pe care l-am descoperit făcând documentarea pentru film, și anume un asistent de tată. De fapt, ancheta asta se face în dublu, se face un asistent social și un psiholog, de cele mai multe ori sunt femei, adevărat. Și am aflat despre acest psiholog care a venit la un moment dat într-o anchetă de asta socială și a făcut o vizită ulterioară copilului ăsta cu care am vorbit și a zis de Rubleov, care a și apărut în film. Și tot ce cercetând pe partea asta, ce se întâmplă în anchetele sociale, de cele mai multe ori cazurile astea sociale care ajung în astfel de situații sunt familii și sunt niște situații foarte, foarte rele și fără șansă, știți, sunt familii de-astea sărace, sunt tot felul de abuzuri, de copii. Și atunci am imaginat că cumva dacă ajungi într-un context de ăsta în care cumva găsești un
partener de discuție și chiar ai putea să faci ceva să schimbi. Știi, chiar găsești pe cineva pe care poți să ajungi la modul real, fără să fie un efort de la, cu adevărat consistent, că de fapt aici este duplicitatea asta a asistentului social. În cazurile alea foarte grave, ajutorul trebuie să fie mult mai consistent și mult mai, știi, mult mai implicat. Aici, cumva, eu am gândit personajul ăsta ca fiind personajul ăla care apare și fiind ieșit din contextul în care el este văzut ori ca Taviu, ori ca Otto, ori ca... că iese din forma asta pe care ceilalți o impun asupra lui, este un nou om cu care el poate să fie sincer, pentru că poate să iasă din proiecțiile celuilalt asupra lui. Dar și el ratează prin faptul că face ca experiența lui Otto să o filtreze printr-o lentilă proprie, prin experiența lui cu suicidul, știi? Acolo mi s-a văzut, adică ai gândit ca fiind ratarea ăstuia care, de fapt, nu mai ascultă, deși i s-a zis deja înainte că, de fapt, nu înțelegi nimic. Din nou și din nou noi venim și spunem că, știi, am fost și eu acolo. Când, de fapt, tu nu ai fost acolo, tu ai fost în altă parte, ai fost în viața ta, cu experiența ta de viață. Nu ai fost în viața altcuiva, că nu ai decât puterea empatiei prin propria experiență de viață. Cumva te pui pe tine acolo. Nu știi cum e făcuția altcuiva. Și cumva, cred că asta a fost și la Otto și asta este ceea ce își aproșează el în implicarea lui în suicid. Pentru că el e un om care se salvează și cumva spera ca și ea să se salveze singură și să-și dorească. Și aici cumva îi rocada acelui personaj care ar trebui să arate că de fapt tu te pui și încerci, dar nu reușești să fii cu adevărat empatic până la capăt și nici nu știi ce o să facă altcineva sau ce. Da, întrebarea acolo. Și este un fel de martor al istoriei. Niciun fel o istorie cum este în filmul lui Tarkovski, dar este o istorie la nivel minimalist personal. Și, pe de altă parte, în personaj, este discuția despre religie, cumva, că cumva religia întotdeauna e un bun motor de a anticipa actele astea self-harming și cumva intră și în discursul asistenței sociale, pentru că lucrează cumva lucrurile astea cu biserica. Nu e neapărat de religiozitate personală, ci pur și simplu faptul că biserica ține de comunități. Întotdeauna sunt centre de astea în care te mai duci să mai faci temele, mai iei de acolo niște... E un lucru care se face în colaborare, știi, cu partea asta bisericească și pornind de la chestia asta, nu. Sau despre un film despre asceză și despre religie. Nu știu dacă te-am convins. E un răspuns, nu,
Nu mă așteptam neapărat la un răspuns, e ok, mulțumesc. Dar pentru că mă gândeam, mai că am putut legătura asta cu icoana de apte care stătea acolo și rugău și cumva am vrut să știu cumva dacă să dezvolt, de fapt, o ideea asta, dacă cumva la ce m-am gândit și eu, da. Păi, cumva rugău este acolo, adică este incapacitatea asta de a schimba istoria, ce poți să faci, decât să o trăiești, știi, să fii martor al ei. Cam asta era, nu. Dar îți dai seama că astea sunt niște lucruri așa care mi se par așa de infatuate, acum că mi-e aproape rușine că le vorbim. Am și eu o întrebare, tot mai are legătură cu întrebarea anterioară. Otul la un moment dat, când Hristos a înviat din morți la chitară, are faptul că el caută aceste acorduri de la Hristos a înviat din morți, a ieșit din pură întâmplare sau totuși duce la faptul că Otul caută, Otul caută un Dumnezeu pentru sine, nu neapărat Iisus. Post discuția aia, Otto, când la chitară, dar nu se uită la Robleo. E cumva așa că n-a fost degeaba acea discuție, că ceva ecouri a lăsat acolo. Dacă vorbești despre credință, nu. E că eu cel puțin n-aș ști cum să arăt chestia asta acum. E vorba doar că vorbele omului, el au rămas acolo cu el, știi, și cumva a căutat în ceva ce știe el și ce înțelege, un ritm. Otto are, eu întrebări relații sexuale cu următoarea lui prieten sau nu am spus bine. Are ceva legătură însuși cu personajul? Nu, am înțeles. Faptul că... El întrebări relații sexuale cu... În club, înainte de a... Da. Are ceva legătură cu însuși personajul, cu nu știu, scenariul? Personajul real? Personajul real? Da, Otto. Păi, presupun că... Situația. Mai... Și Otto, eu... Nu, dar nimic din tot filmul ăsta nu are de-a face cu biografia lui Octavian Albu. Doar porecla și faptul că Octavian Albu la 16 ani. Mă refer însuși la personaj. La personaj are, dacă are, dar înțeleg că nu. Asta a fost întrebarea. Nu știu, nu se înțelege întrebarea. Adică el... E o mică moarte, știi că sexul e văzut ca mica moarte. Cel puțin așa e discutat în tratatele astea de filozofie și... acolo m-am dus eu, la Freud. A căutat o moarte mai mică, în loc să caute un act de ăsta suicidar absolut. S-a dus și a cochetat așa în tot felul, cu un gen de sfârșit și un gen de gest. Mulțumesc. Alte... Da, doamna aici în față. În față, nu știu, doamna. De exemplu, eu prevestim ăsta și un text, un marginal, pentru că ăsta se privește, se identifică și apoi care gândirea? El se autoconștientizează, filmul ăsta îl schimbă cumva. Deci, la mine și la întrebare nu trebuie sensul. Un film artistic, apte, nu simplu, îți exige, te implică emoțional, da, sunt acolo, rațional, nu din mus, pentru că gândirea nu există. Deci, el se privește, spre exemplu, un marginal de pe ăsta, în perioada adolescentă, și ce din asta? El o să se autoconștientizeze, credeți, care menirea, care sensul? A devine un sens de artă realistă. Dar ca atare sensul nu văd. Sunt foarte multe tablouri de felul ăsta, să zicem. El doar te implică emoțional, dar acum răspunsul la întrebările care le ridicați, din punct de vedere rațional, nu sunt. Ce sens păi, depinde ce întrebări vă ridică dumneavoastră, că aici, după cum spuneam. Mesajul la filmul ăsta și sensul, principal,
Pauza! Eu... Ce faceți cu molestea? M-am ferit foarte mult de un mesaj. Poate de aia nici nu ați avut un mesaj. A fost mai degrabă un exercițiu de empatie. Adică mi-am dorit foarte mult să fac un film în care să pot să privești un copil dificil și un om care nu dorește să vorbească și un personaj refractar cu care în mod obișnuit poate nu ai petrece două ore pentru că astfel de situații foarte dificile sunt lucrurile de care fugim foarte des. Și pentru mine asta a fost scopul pentru care eu am făcut acest film, a fost să stau acolo în zona aia de disconfort pe care altfel cumva nu accesez eu personal. Dar în viața cotidiană, mi-i priviți, practic, fiecare zi, așa personaje, însuși viața, de exemplu, viața e un film, să zicem, la fiecare pas ne întâlni, dar cred că nemirea unui arte, un film artistic care se ridice careva întrebări, un film rațional. Poate întrebări pentru cei maturi care au dat cum e să fie adolescent și să-i vadă pe ei așa de profat. Care-i întrebarea? Nici răspunsul, nici întrebarea nu răspunsul. E un film pur și simplu care rede. Adică reflecție. Dar nu este sens atentul el. Nici întrebări care se sune la care noi să ne repunem, ci să vrem să răspundem care vom răspunde, să rezolvăm ceva. Și nici sentimente artistice, prin ce nu strânește. Fiind cât emoțional și atât. Acum am făcut și ceva întrebări. Nu e arte! Dar așa. Acolo mi-ar fi foarte greu să accept că, după cum spuneam, mi-e și rușine să vorbesc de Tarkovski și de Rublev. Exact. E sigur reflex. Așa. Nu, dar este pe care nu am. Din cine a văzut arte în arte și raționament în arte, cum puteți vorbiți? Mulțumim foarte mult. Și apreciem și astfel de comentarii care sunt. Și eu, și cred, că e un artist care se rezolvă.